Mii de concedieri și salarii diminuate. Acestea sunt principalele motive pentru care dascălii au început protestele. Cu toate că la nivelul județului Brașov salariile profesorilor nu au fost modificate, aceștia se solidarizează cu colegilor din țară. Astfel, în perioada următoare și cadrele didactice din Făgăraș vor organiza o serie de picătări și mitinguri, atât la Brașov cât și la București. La începutul săptămânii, dascălii din mai multe județe ale țării au început protestele. Motivele principale par să fie concedierea 15.000 de cadre didactice și diminuarea salariilor. Chiar dacă salariile profesorilor făgărășeni nu au fost modificate încă, ei vor protesta alături de colegilor din țară. Salariile noastre, începând de la 1 ianuarie 2010, n-au suferit modificări. Noi totuși ne declarăm solidari cu ceilalți, și avem un calendar de acțiuni prin care protestăm împotriva unor măsuri de economie luate de către guvernanți. În perioada următoare, dascălii făgărășeni au pregătit un calendar al protestelor, astfel în zilele de 23 și 24 martie. Aceștia se vor deplasa la Brașov pentru a picheta sediul prefecturii. De asemenea, la jumătatea lunii mai, după epuizarea tezelor unice, ne propunem să participăm la un mare meeting de la București, așa cum am participat și anul trecut, în toamna anului trecut. Până la sfârșitul lunii aprilie, fiecare profesor din municipiu și din comunele arondate va trebui să completeze un referendum în care să menționeze dacă este de acord sau nu cu declanșarea grevei generale. Aceasta ar putea avea loc pe data de 7 iunie și ar însemna înghețarea cursurilor și înghețarea anului școlar. Prin aceste proteste, profesorii speră să oprească hotărârile guvernanților cu privire la concedieri și micșorări de salarii.